protestează altcineva, dumneavoastră depuneți cor. Anul trecut au protestat și oamenii de la Occupy Zucuță, acum și o să mergem să discutăm cu ei, dar cel mai important este că cetățenii liberi au putut să vină și să sărbătorească astăzi ziua independenței, așa cum trebuie să se întâmple într-o societate liberă și democratică. Și trebuie să le spunem mulțumim acelor oameni care au avut curaj și s-au opus unui regim opresiv și iată astăzi se bucură de libertate. E adevărat că avem încă multe muncă ca să ne bucurăm și de prosperitate, dar de libertate ne bucurăm și felicit toți cetățenii acestei țări pentru acest lucru. Domnul Dodon a declarat că protocolul spune că președintele depune cor împreună cu prim-ministru și președintele Parlamentului și că dumneavoastră nu v-ați fi dorit să veniți să depuneți cor împreună cu dumneavoastră. Eu cred că dragostea pentru cetățeni și respectul nostru pentru cei care au luptat anul trecut și nu doar anul trecut, dar mulți ani pentru libertate și democrație este mai important decât respectul este mai important decât protocolul. Dar noi am ținut foarte mult să venim aici astăzi în mod simbolic și să depunem flori împreună cu oamenii cu care am încercat să depunem flori anul trecut și nu am fost lăsați de către regimul oligarhic. Cât de independent este important, Republica Moldova? Este important să înțelegem cu toții, fiecare în parte, că și prim-ministru, și președinte, și un președinte de parlament, și un ministru, și un deputat, nu este decât partea de popor. Așa că dacă suntem alături de acești oameni și vă rog să remarcați diferența dintre ceea ce s-a produs la 27 august 2018 și ceea ce se produce astăzi. Și veți vedea că am avut dreptate. Și veți vedea că ceea ce ne-am dorit să facem, dreptate și o viață mai bună, la o zi la alta se produce. Dar v-a oprit să depuneți flori împreună cu domnul Dodon prin faptul că anul trecut protestați împotriva dumnealui când făcea acest lucru, să înțelegem clar. Am explicat că am ținut să depunem flori împreună cu cetățenii Republicii Moldova cu care am apărat libertatea și democrația și anul trecut în această zi, dar și în multe alte zile pe care le-am trăit sub regimul lui Plahotniuc. Cât de independentă este Republica Moldova la 28 de ani de independență? Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când are o armată străină pe teritoriul ei. Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când nu are independență energetică. Care trebuie să le facem, dar trebuie să insistăm pe aceste lucruri, să adoptăm politici, să implementăm proiecte care ne-ar asigura această independență energetică și să insistăm pe plan internațional și regional pentru ca Armata Federației Rusă să fie retrasă. Deciziile politice se iau exclusiv în Republica Moldova sau există și forțe din străinătate care influențează aceste decizii? Ce ne privește? Deciziile noastre sunt racordate la așteptările oamenilor și nu au absolut niciun fel de... nu sunt afectate de deciziile unor factori externi. Domnul Stasini, s-a părut nouă sau ați la primar? S-a întâmplat. Am fost azi la... Ce v-a emoționat? La cimitirul Ornenesc, acolo ne-am găsit... Am găsit generele generalul de murari care a dus pe lume războiul. Am găsit acolo pe Iablochkin, un rus care a murit între primii. L-am găsit acolo pe Cașul. Nu l-am găsit pe Panța, care este la Orhei, dar am găsit atâția și atâția polițiști de-ai noștri care au căzut la Nisul și atunci m-am gândit dacă a fost sau nu zadarnic ceea ce au făcut ei. Și am zis că nu. Orice sacrificiu, orice contribuție a fiecăruia dintre noi va pune temelii acestui stat și, bineînțeles, va contribui la dăinuirea lui în timp. Apropo că sunteți acum ministrul de interne, l-am întrebat pe domnul Șuzan, care a depus aici flori, dacă consideră că decizia de acum un an a fost una corectă. Dumnealui a spus că a procedat conform legii. Dumneavoastră ce spuneți acum peste un an? Conform legii se procedează atunci când ești alături de poporul tău și nu împotriva lui. Domnul Turcu a declarat că... Domnule Năstase, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Să vă întrebați că domnul Turcu între ce ne-a făcut această înțelegere. Nu am făcut niciodată înțelegeri. Legat de numele Năstase, nu există niciun fel de înțelegere cu privire la partajări sau numiri politice. El a spus că a fost o înțelegere între PSR și acum. Poate că domnul Turcu știe mai mult. Eu nu cunosc și sunt sigur că... cu toții, dar absolut cu toții cei din blocul acum și-au dorit ca această curte să nu fie afectată politic. Din perspectiva Platformei de Unitate și Adevăr, am susținut într-adevăr un om care a demonstrat caracter, care a demonstrat curaj, care a demonstrat că nu se teme de regimul oligarhic, un
om care vine din societatea civilă și am preferat ca un om din societatea civilă să fie în fruntea, în fruntea Curții Constituționale. Din păcate, judecătorii care au ajuns la Curtea Constituțională nu au înțeles până la capăt că mai presus de interesele lor, mai presus de tot felul de formalități juridice, mai presus de toate astea este poporul acestei țări, această nație, această țară. Și, bineînțeles, ne-am fi dorit mai multă transparență în acest domeniu. O singură întrebare. Și îmi pare rău că am ajuns să comitem altfel pe care auzit, mai avem pancarte, puteți să le comentați? Hai să comentez și asta. Mai avem cartonie de bine, ne bucurăm că aveți carton și ne bucurăm că sunt oameni activi, civic, care vor veni și ne vor taxa de fiecare dată pentru decizii greșite. Stadionul este republican, aici vă invit la o discuție. Nu în sensul american, vrem adevărul despre profesorii turci și eu vreau acest adevăr și directorul de la Serviciul de Informații și Securitate este pe aici și ne-a promis o evaluare autentică, nu ca cea care a fost prezentată în Parlament. Adică eu am zis, asta se cere, pentru că raportul celălalt pe care l-am văzut și eu și l-au văzut mai mulți deputați, după mine, nu a conținut informații credibile și înțeleg că a fost făcut mai mult de o echipă care a participat în... Vorbim despre cetățenii turci? Despre cetățenii turci. Am văzut pe șefa BMA cu 20 de minute înainte de până am văzut pe șefa DMA depunând flori la monument aici. Am să explic o persoană care este implicată direct. Da. Cine a decis? Fraților, am o rugăminte la toți noi. Eu sunt cel care am strigat poate cel mai tare în spațiu public nelegiuirea, nedreptatea. Mi-ați spus că este un an din momentul în care, aproape un an de când au plecat, de când turcii, cetățenii turci au fost maltratați, au fost nedreptățiți. Dar vreau să vă spun că în acea perioadă, așa cum spune doamna prim-ministru, nu eram noi acolo. Iar tot ce s-a făcut, toate materialele, toate informațiile care au fost acumulate, au fost în mare lor parte acumulate de oamenii care chiar au fost implicați în acele procese. Vă asigur, vă spun cu certitudine, în momentul de față, datorită eforturilor pe care le-am depus la Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală instrumentează un dosar, pardon, Procuratura Municipală, documentează dosarul cetățenilor turci care au fost nedreptățiți. Și acolo vor trece toți, dar absolut toți, fără excepție, și cei de la SIS, cei de la MAIS, cei toți care au avut atribuții, care au avut tangență cu acest dosar. Puțin răbdare, în Republica Moldova nu se vor mai face dosare de la o zi la alta, într-o săptămână, într-o lună. Dosarele se vor face atâta timp de cât va fi nevoie pentru ca vinovăția celor care au săvârșit ilegalitățile să fie demonstrată cu probe. Nu? De două luni jumătate nu avem nicio informație în plus de cele pe care le aveam înainte. Iar Comisia Parlamentară nu a oferit un răspuns clar despre... Pentru că raportul scuzați-mă dacă pot să spun asta, este de 2 bani și trebuie să se facă o altă, să se o dea evaluare. O altă apreciere, cine o altă evaluare. Cine cea de-a doua evaluare? Același Serviciu de Informații și Securitate, dar nu oamenii care au fost implicați în operațiunea nemijlocită. Atunci când nou director SIS a fost numit, avantajul lui era că nu a participat și, la expulzare. Și acum dumneavoastră a prezentat un raport a fost raportul prezentat de alt departament. Pentru că nu
șeful serviciului l-a făcut, a fost un raport prezentat de departamentul responsabil, acum urmează alt raport care să fie credit. Dar cel mai important, și... ancheta penală. Rețineți, cele mai bune practici acolo se folosesc. Acolo unde ai posibilitatea să faci anumite măsuri operative, acolo unde poți să faci anumite măsuri de investigație și credeți-mă, în scurt timp vom avea claritate cu privire la acest dosar. Eu sunt sigur că nu va dura prea mult și dosarul va fi trimis în judecată, iar cei vinovați pe banca acuzaților. Să avem răbdare, să nu facem ceea ce au făcut ei. Rețineți, Gheorghe Petic a fost trimis în judecată și apoi condamnat într-un termen foarte și foarte scurt. Sergiu Cibotari, la fel. Atâția oameni au avut de pătimit pe baza unor dosare fabricate, cusute la comandă. Poftim? Inclusiv acești oameni. Iată, dacă i-am întrebat pe acești oameni, alături de care am fost împreună cu colegii mei de la bun început, o să vă spună ei să nu le faceți lor ceea ce ne-au făcut ei nouă. Sunt sigur că acești oameni anume așa gândesc. Iar răufăcătorii, vă asigur, trebuie să răspundă pentru faptele lor și nu pentru supărările noastre. Este esențial, fraților, dacă noi vom face ceea ce au făcut ei, într-o bună zi veți ieși în stradă și veți spune că suntem ca și ei. Ori noi nu suntem ca și ei. Noi vrem să facem din Republica Moldova un stat de drept, cu drepturi și libertăți respectate, dar nu așa cum am strigat. Credeți că eu nu... și eu îmi vine să urlu câteodată. Că printre șeful, noi... Șeful instituției, da, care îți face direct responsabil de asta, este încă în funcție. Șeful instituției... Cine actual... decide? Nu are nicio treabă cu acest abuz. Absolut. A lucrat. La acela, credeam că vorbiți despre serviciul de integritate. Lucrurile trebuie investigate și trebuie să se demonstreze vinovăția fiecărei persoane. O să fie o evaluare care o să fie făcută publică și o să se sancționeze oamenii care au participat în acest abuz. Dar vreau să spun că noi suntem de acord. Asta este ceea ce promovăm și noi. Un procuror bun, 5 ani de experiență. Asta este poziția blocului acum și sperăm asta să voteze și Parlamentul în următoarele săptămâni. Pentru că proiectul legii este făcut exact în acest sens. Vă mulțumim. Doamna, să întrebare. Domnul Igor Dodon a declarat pentru o publicație de pe la RUS că nu crede că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Și eu cred că Republica Moldova în Uniunea Europeană este singura modalitate de dezvoltare a țării, de creșterea standardelor de viață, de asigurarea libertății oamenilor, de asigurarea drepturilor, de asigurarea unui proces democratic autentic. Asta este ce cred eu. Iar cei care exprimă neîncredere că Republica Moldova va ajunge în Europeană nu face decât rău Republicii Moldova. Și aș sfătui pe acești politicieni să înceteze. Să înceteze să spună una acasă și alta prin Belarus. Să înceteze cu asemenea practici în care cu dublele standarde. Republica Moldova are o singură cale. Integrarea în Uniunea Europeană, relații reciproc avantajoase și cu Estul și cu Vestul, relații strategice cu România și acest deziderat a stat la baza configurării acestui guvern. O să vedeți în acest guvern... În aceste condiții, când va fi posibil desemnarea unui nou acord cu PSRN, dacă fac asemenea declarații și... Cred că mai degrabă avem nevoie de atitudine, de fapte, de acte și mai puțin de acorduri. Am avut niște acorduri și angajamente pe care... Foarte multă lume nu le-a mai îndeplinit. Vă referiți și la Curtea Constituțională? Mă refer... Nu, cu la Curtea Constituțională n-a existat niciun fel de acord, niciun fel. Domnul absolut. Matoi a zis că a fost un acord, că socialiștii și acum să voteze anume pe Manole. Nu știu ce acord a făcut domnul Matoi. Eu n-am făcut și nu fac. Legat de partajări politice, legat de acorduri de asemenea de partajare, numele meu nu va fi legat niciodată, dar niciodată, pentru că am luptat de-a lungul timpului pentru împotriva partajării politice a funcțiilor, am luptat pentru depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare și e regretabil că cei care au ajuns la Curtea Constituțională n-au înțeles că mai presus de ei și de orice curte în această țară este poporul Republicii Moldova și față de acest popor avem o datorie sfântă, să fim transparenți, să fim drept, să fim corecți. Am amânat o șansă, ca să nu spun că am ratat-o, să spălăm rușinea care s-a prins de Curtea Constituțională în perioada anterioară. Sper însă că vom avea cu toții înțelepciunea și curajul ca de acum încolo asemenea derapaje să nu se mai producă. Este adevărat că ați sugerat doamnei Manole să nu candideze? Două întrebări, Cucuță și Gaudeamus.
Stadionul Republican. Și stadionul Republican 3. Vă rog. Da, sunt 3. Opinie pe toate 3 subiecte. În calitate de candidat la locale. Dar dumneavoastră m-ați făcut candidat deja. A fost anunțat candidatura, cât timp o să trăiți semnătură? Dacă nu le strângeți... Cum să strâng pe semnături? N-am nevoie de semnături pentru că vin de pe... Atunci, dar sunteți candidați. Vin sau aș veni? Putem? Vin sau aș veni? Ah, sunteți atenti. Da, de amuz, bubuțe și stadionul Republican. Deci sunt 3 chestiuni la fel de importante ca și multe altele. Sunteți de acord? Pentru că acolo unde a fost încălcată legea, mai puțin contează cum se numește edificiul, în ce loc se află, ale cui interese le încalcă. Contează că a fost încălcată legea. Vom verifica și ați văzut și o altă abordare pe care o aveam în stradă și acum am o puțină abordare fiind în funcția de ministru de interne și viceprim-ministru. Am acces la foarte multe informații în momentul de față. Sunt sigur când voi ajunge să am și vă asigur, mâine dimineață, nu mâine, dar curând, nu mai țin minte, trebuie să-mi văd agenda, voi avea o discuție de pe poziția de viceprim-ministru și ministru de interne, voi avea discuții la nivelul autorităților publice locale în general și în special la nivelul Chișinăului și atunci vom dezghioca, să zic așa, toate cazurile de rezonanță, inclusiv Guguță, inclusiv Gaudeamus. Știți foarte bine, am fost cel care, în pofida unor critici venite de pe o anumită zonă a societății, am oprit acel dezmăț. Pentru că nu conta că se cheamă 40 de ani, că se cheamă Gaudeamus, contează ca legea să fie respectată. Și întrebarea pe care mi-o pun eu, Vitale, întrebarea pe care mi-o pun eu este, dacă nu aș fi avut dreptate, de ce până în momentul de față nu este rezolvată problema Gaudeamusului? Probabil a fost un dram de dreptate acolo. Legat de stadionul Republican, știu, mine mă doare când trec pe acolo și văd dărâmăturile de acolo. Parc ușor de făcut. Înțeleg. Trebuie să vedem angajamentele pe care le-au făcut fostele guvernări. Vă rog să înțelegeți, nu mai pot să-mi bazez, nu deciziile, nici măcar afirmațiile, nu le pot baza pe incertitudini. Atâta timp cât nu am acces exact acolo unde, la rădăcină, să văd ce s-a produs, să văd care sunt riscurile, permiteți-mi să nu mă dau părerea. Legat de Guguță, nu știu dacă a fost unul care s-a opus mai tare cu Guguță, poate dar voi care ați dormit pe acolo și v-ați opus acestui dezmăț. Vom face și în continuare ceea ce trebuie de făcut. Dar, repet, trebuie să respectăm legea, trebuie să respectăm rigorile legii. În cazul aeroportului, am fost cel care am adus soluția pentru rezolvarea problemei. Nu am ieșit în public să mă frăsui cum o fac unii politicieni. Am preferat să găsesc soluții și sunt sigur că le găsim, încetul cu încetul le găsim. Nu doar la sechestru, sunt lucruri mult mai importante decât sechestru. Sechestru este o măsură asiguratorie, doar atât, la rădăcină. Ce măsuri s-au mai dat? Păi, eu sunt omul care respect secretul de stat și tot ce se vorbește în Consiliul de Securitate al statului. Îmi face semn că trebuie să plec. Dacă nu totuși să ne spuneți pentru final, aș veni de pe listă de partid sau vin de pe listă de partid atunci când candidați la locale? Uitați-vă, în momentul de față, și cred că domnul Sfânceanu este de acord cu mine, sunt primarul ales al Chișinăului. Și îmi permit să iau atitudine ori de câte ori drepturile, libertățile, nevoile oamenilor sunt în joc. Am un angajament, întâi de toate față de cetățeni, în al doilea rând față de acest guvern, să demonstrăm într-o sută de zile că suntem în stare, suntem capabili să punem fundamentul acestei schimbări. Adică 100 de zile cu siguranță stați la guvern, după care decideți. Cu siguranță voi sta 100 de zile pentru a-mi da un raport față de această nație, față de acest popor, pe care m-a învrednicit, sau să zic așa, m-a trimis în Parlament, de acolo, am ajuns. Sunt gata să fac orice, ca în orașul ăsta să trăiască bine, în țara asta să trăiască bine. Să știți că la Ministerul de Interne am mers știind foarte bine că las în spate mai mult somn, mai multă liniște, mai mult calm. Aș fi putut rămâne în Parlament, nu-i așa? Să stau 3 luni acolo și să-mi fac așa cum fac alții campanie electorală. Da. Și ei ne-au zis că nu sunt mulțumiți de reforma de numai. De fapt, nu se face nicio reformă. Oamenii de jos au salarii mici, iar șefii rămân în funcție cei care sunt cei mai. Acum, întrebarea este, salariile mici sunt din cauza lui Năstase sau Maia Sandu? Oamenii așteaptă schimbări.
Și noi, noi facem tot ce ne stă în putere ca aceste schimbări să se producă. Dacă dumneavoastră credeți că niște găuri atât de mari, lăsate de fosta guvernare, pot fi acoperite în două luni de zile, iar salariile să crească de la mizerul pe care l-au polițiștii la să le crește, este imposibil. Dar am încrederea că cei care fac parte astăzi din Ministerul de Interne, din subdiviziunile Ministerului, au înțeles că altfel trebuie privite lucrurile, au înțeles că prin contribuția fiecăruia dintre noi putem îmbunătăți starea de lucruri în Republica Moldova, putem face un stat de drept cu o economie funcțională care ne va asigura tuturor și locuri de muncă și salarii decente. Legat de șefii corupți, mi-a pus întrebarea cineva legat de șefa PMA-ului. Când am venit acolo, era trecut termenul pentru ca să iau o decizie administrativă sau o decizie de sancționare potrivit codului muncii, pentru că trecuse de la jumătate de an. Am remis documentele la procuratură și în momentul de față procuratura este cea care se ocupă de cei care au fost implicați în anumite ilegalități. Vă rog să aveți răbdare. Noi nu suntem ca și ei să venim să schimbăm oamenii lor pe oamenii noștri. Ceea ce am vrut să facem și facem în continuare, schimbăm tot ce este rău și aducem oameni profesioniști, integri și care merită să stea în aceste posturi. Dacă vă închipuiți dumneavoastră că în două luni de zile poți da afară totul de avalma, greșiți. Eu nu vreau să recurg la arbitrariu, eu nu vreau să recurg la iepurări, fie pe ordin politic sau de alt ordin, eu vreau să îmbunătățim calitatea poliției și uitați-vă la ei. Astăzi nu mai sunt cu bâtele asmuțiți la oameni, de pun flori la Ștefan cel Mare. Poate cineva nu vrea să observe acest lucru. Eu îl trăiesc. Mulțumesc. Este adevărat că ați sugerat doamne Manole să... Dacă un ministru, Boicu, ministru apărării, nu ascultă de prim-ministru și îl invită pe Șoigu, nu ar trebui să-și dăie demisia. În primul rând, invitația trebuie să știți că a venit de la președintele Dodon și nu de la ministru Boicu. Și aici este grav. Este o provocare pe care trebuie să tratăm cu atenție și să nu mai admitem că asemenea provocări să mai ocupă. Dar ministrul apărării e subordonat prim-ministrului, nu președintele. Ministrul apărării este partea guvernului și trebuie să răspundă în cadrul acestui guvern. Și cred că doamna Sandu a avut o atitudine foarte corectă pentru acestui ministru și va avea în continuare. Mulțumesc foarte mult. Trebuie deja să vă rog este să adevărat că dumneavoastră a sugerat doamnei Manole să nu candidați la șefia curții.